De o întâmplare nefericită a avut parte noaptea trecută președintele PDL Orșova Adrian Cican, al cărui autoturism a fost cuprins de flăcări, iar la intervenția promptă a soției sale, pagubele au fost limitate. O mână criminală i-ar fi spart luneta mașinii și a aruncat o sticlă incendiară plină cu 3 litri de benzină, cu toate că această cantitate de combustibil ar fi trebuit să arunce în aer autoturismul, tot ceea ce a ars a fost o plasă din portbagaj. I-am deschis din casă rapid cu mâna pe telefon, ea era pe geam, aștepta să-i deschide repede. În momentul când a deschis portbagajul, primul lucru a luat era o plasă care luase foc, că a luat foc numai partea din dreapta un pic, cum s-a scurs de pe feștila aia care era făcută exact în spate, deci în interior unde este semnalizatorul sunt din alea de plastic gri. Ei, aia a început să ia foc și s-a ondulat. În momentul când soția a aruncat la jos... Întâmplător, deși era trecut de ora 2 noapte, atât el cât și soția sa nu dormeau la acea oră și mai mult decât atât, erau chiar în apropierea geamului prin care se vedea autoturismul. Am auzit o mașină oprindu-se cu motorul pornit. Și la interval de, hai să spunem, maxim 2 minute, o bubuitoră foarte puternică. În acel moment, eu și soția, care nu dormeam la acea oră și nici fiul meu, am sărit imediat la fereastra dormitorului. Deși este președintele unei organizații, Adrian Cican pare să fi rămas într-un con de umbră din cauza activității sale slabe ca și om politic. Din dorința de a ieși totuși pe scena politică cu un subiect, acesta a și organizat conferința de presă în sediul PDL Mehedinți. Rămân însă mari semne de întrebare în ceea ce privește incidentul de noaptea trecută. Cum se face că la acea oră târzie atât el cât și soția și fiul său stăteau pe geam așteptând parcă să se întâmple ceva? Cum se face că cei 3 litri de combustibil au produs pagube atât de mici? Faptul că Adrian Cican este cunoscut mai mult ca fiind om de afaceri decât om politic, mai naște un semn de întrebare. De ce își suspectează adversarii politici de implicare în acest incident și nu partenerii de afaceri? Prin urmare, ieșirea lui Adrian Cican în fața camerelor de filmat nu pare să fie decât o acțiune penibilă de a atrage atenția asupra sa. O încercare nereușită însă, pentru că acesta rămâne, ca și partidul din care face parte, o tristă amintire pentru mehedinți.